cu atât mai mult fiind obișnuiți cu concerte mari și pare să trăiesc o stare emoțională deosebită. Eu am avut câteva evenimente împreună cu managerul meu, care este din zonă Turda, Cutia Turzii, Radu Groza, care s-a aflat în sățară. Și am fost chiar și de copil, cum spuneai, cu Țăndărică. Sigur că Țăndărică, se spune că geniu pleacă și rămâne Țăndărică. Pare să că am avut un drum destul de încărcat cu foarte multă forță și dorința de continuitate, care vă doresc și dumneavoastră tuturor. Continuitatea și răbdarea este unul din și smerenia, un lucru foarte esențial care echilibrează energiile, care ne creează o stare de bine și cu atât mai mult în seara asta, eu fiind obișnuit cu, știți bine, am făcut foarte multe proiecte multiculturale, îndrăznesc să spun lucrul ăsta pentru că se creează o idee de globalizare și eu trăiesc foarte intens ce înseamnă cultura românească. O să discutăm împreună cu doamna Ana, să facem un mic interviu și o să vă povestesc momente mai importante care m-au pregnat în viața mea. De aceea doresc tare mult să avem așa o seară care să creeze un fluid energetic și să ne liniște și să ne echilibrăm energetic, să avem o înălțare spirituală, am venit cu toacere. Organ de toace, e o muzică a mea care am compus în anul 2000, o lucrare cu băieți simfonic care a fost prezentat la Opera Română în București. Eu, imediat după Revoluție, mulți dintre dumneavoastră poate că știu povestea vieții mele, am început la ea și o să discutăm și am fugit într-o perioadă în care nici muzica mea ieșea din țară, în 1977, cu formația Felix. A fost o fugă pentru creație și o să vă explic în interviu cam cum m-am simțit și ce trăire am avut în Germania și cât de dor mi-a fost de România. Și s-a trăit bine și trăim bine împreună. Eu cred că fluidul ăsta și cumul ăsta de culturi întrepătruse dau ceva pentru partea de vest a Europei. Noi avem o forță extraordinară culturală în România care pare să că încet, încet se aplanează și dorește să pună așa o pâclă pe deasupra și asta în detrimentul fiecăruia dintre noi. Așadar, cum spuneam, sentiment și mă bucur că setea asta pentru cultură e cu atât mai mare și am senzația că în momentul în care se va termina perioada asta de pandemie, vom fi și mai avari să mergem la expoziții, la teatre. Și eu trăiesc același sentiment. Vreau să merg la concert. Vreau să văd un spectacol de teatru. Asta nu înseamnă că dacă noi suntem pe scenă, ne îndepărtăm de tot ce înseamnă cultural. Dimpotrivă. Sper ca în seara asta să avem câteva momente frumoase, să vă povestesc ceva din viața mea și să plecăm cu o încărcătură pozitivă și cu o speranță pentru viitor. Mulțumesc! Colegul Nancy Flandes, care trăiește de mulți ani în Israel, are o trupă de stand-up, este foarte cunoscut acolo și face comedie și în ivrit și în limba română cu soprane din Tel Aviv și orchestra simfonică, colita și el lumea și mulți dintre noi din formula de la Roșu și Negru nu mai sunt printre noi și mulți din colegii cu care în 69 la primul festival de muzică rock în București am luat premii acelea senzaționale. Luat, ce vârstă aveați dacă? 16 ani. Ați mers, ați luat tot, da, voi ani da, și atunci ați făcut și momentul ăla a rămas cumva, m-a pregnat atât de puternic. În cei 2 ani, 1969-1972, s-au apărat și concertele cu gala premiilor. Premiul de? Cel mai bun baterist român, Radu Buș, care a venit la 16 ani. Nu știu dacă a fost mințit
vorba ta să duc soarta mai departe și să fac muzică. Pare să că asta a fost un destinul meu, în afară de foarte mult studiu. Tocmai este percursia un instrument foarte special, care trebuie să ai independență de mâini și de picioare. Cu fiecare, asta înseamnă de fapt să lasă la două și să fii percursionist. Eu sunt sigur că acum nu vreau să intru pe data de stand-up. Comedia e și când cântă cineva, când încerci să stai muzic, știi? Adică, sigur că e foarte greu. Instrumentele trebuie foarte mult studiu. Țin minte, când băteam la tobe, mergeam, puneam cu capul pe bancă la școală, mai guleam de la niște ore, acum în liceul la Constantin de Cruzi, eu fiind deșean și privându-mă pe Rădușneanu, unde Emilescu creacă și împărtășeau poveștile. Emergeați aproape pe la Forțat, la cursurile de vioară. Da, da, dar nu, cu vioara mergeam la clarinet, am făcut clarinet la școală. Pentru că dumneavoastră aveați... Și vioara o ție, da, da, da. Cântam la acordeon, îmi deam bolile de acordeon în fișe pope, care am avut biserica lângă mine. Și așa, în timpul de sărbătoare, toaca, care este chemarea la rugăciune, stăteam în pas și auzeam bătăi de tace. Și cândva m-am dus la un prieten de-al meu foarte bun, Cătălin Cumbuianu, care este de Suceava, și m-a invitat să fac paștere la el. Eu deja am început să fiu cunoscut în ea și în țară. Și în 17-18 ani. Și am văzut paca la biserica din Suceava, de lângă Arcaș și de lângă liceul și pe cea mai mare acolo, centrul orașului. M-a părinat atât de puternic și eu, având două dragoste de a... Sunt și foarte apropiat de spiritualitate și o să vă povestesc foarte scurt, că durează, am o viață de roman și aș vrea numai să trecem așa, spicuiri prin ea. Mama lui Alexander, am fugit în Germania în 77. Aș vrea să vă întreb ceva, am și-o două, trei întrebări. Vă rog, da, vă rog, da, vă rog. Dacă nu sunt așa, să nu mai de treabă. Ați spus deja de două ori, și acolo și aici, faptul că dumneavoastră ați plecat din țară. Asta e frumos spus. Am fugit în niște boxe. Da, în boxe de citare. Da. Și ne amintește asta de un vers final din Arghezii. De ce ai plecat? De ce ai mai rămas? Ovidiu Panzărărică, de ce ați plecat în 1977 în Germania? Mai aici am fost interzis cu feministul. Stam pe stadioane. N-am plecat de că nu ne-a dat bine în România. Din potrivă, am avut contracte în America, în Germania, în Franța. Nu mi s-a dat viză niciodată, pentru că trebuia să dai o semnătură presupun în momentul în care ieșeai din țară. Eu, unul, n-am avut flerul ăsta să mă implic în forma politică a anilor 70. Și atunci, sigur că mi s-a permis. Tatăl meu a făcut și a fost acum, a simpatizat cu formația mea legionară, sigur. Ai mei s-au despărțit, el a făcut 3 ani de soare. Și m-a văzut la 3 ani prima dată, că a fost doar de țară duși. În Germania, cum s-a întâmplat acolo, drumul meu în continuare a fost că noi n-am fi plecat niciodată din România dacă am fi avut posibilitatea ca mulți alți artiști să plecăm și să ne reîntoarcem acasă. Eu când m-am întors după 90, un dor nebun, și ceva care n-aș fi crezut vreodată că nu vă putea atoarce. Deci am trăit în spatele capului cu ideea, toți dintre noi, că noi am fost condamnați și nu puteam să vedem atoarce. După Revoluția, Americii de la România... Ianuarie. În ianuarie. Deci, Revoluția, în ianuarie... Se născuse băiatul meu, Alexander Liban, și avea, s-a născut pe 30 noiembrie, avea 2 luni. La mine acasă era magnat, ajutoare cu armata, comisia m-a pus 2 tiruri de 40 de tone la Iași, pe acolo am văzut cum se opera cu parmile Iusea, cu sârmă, așa ceva. Am văzut și reportaje în Germania, deci s-a întâmplat în România, că tatăl a fost impresionată și a ajutat să ajungă și acolo, în fundul Moldovei, la Iași, venise și Sergiu Cerbidache de la Viena. Ne-am întâlnit acolo, erau vreo 300 și ceva de partide. Am făcut o conferință de presă, Frontul de Apărare Națională, nu știu ce, da. Și ca să nu se dispară cu astea,
pus mănuște, canile, de orice ține că folosiți, dar tot felul de reușitate de bunire, vă dați seama că... sigur că și din alimentație multe s-au tratat în la fiuță, da. Dar vreau să spun că m-am dus imediat când doarme bun România și ai mei, eu n-am avut legătură cu ai mei, nu aveau nici cruști amorbite. Am trăit o dramă, vă dați seama, să fugi și să zici piața, să trăiești o perioadă culturală, să vezi ce poți, cât de puternic ești, ce înseamnă cultura românească, să o duci mai departe, răspându-ți viața. 13 ani de străin. De străinătate, noastră ți-a avut niște proiecte artistice excepționale, prestigioase. Dorul ăsta de România a fost atât de puternic încât nu vă puteți imagina. Știi că nu voi putea întoarce niciodată să văd părinții și de asta spuneam. Am trăit în Germania într-o închisoare spirituală. Sensul că niciodată nu este pe primul plan să ai și să dobândești. Dacă nu ți respiri aerul și sufletul, ți-l încarci cu dorința locului unde să trăiești și să te echilibrezi sufletește, așa am trăit într-o închisoare spirituală, am totul acolo, început să se dame cu mine, am avut colaborări cu Jigger, pe Coh, când am cu Scorpios, în aceeași de cât s-a dat, când așa împreună, cu el am și cu trupuri străine, cu multe CD-uri, dans sportiv, cel mare cu campionii mondiali, Hal, Michael Hal, multe proiecte. Și tânăr, dar lumea din România, la generații întregi, au crescut și vă identifică cu Phoenix. Am avut senzația că poate n-am dispărut, când m-am întors și am început să... Excepțională, da. Am avut senzația. Poate n-am dispărut, mi-am reluat am plecat 13 da. Ani și n-am dispărut niciodată. Da, asta e, acesta este destinul Păsării Phoenix. Nu știu ce să vă întreb despre Phoenix, știu doar că vreau să ne spuneți ceva despre această trupă legendară. O să vă spun și despre asta, dar nu înainte să vă spun de un băiat extraordinar, Alexander Leonard Lipan, care urmează pașii, a studiat în Olanda la Academia de Jazz, o bune cântă, este deja, aș face proiectul personal. Mama lui, care are niște relații extraordinare, este profesoară de germană și teologie. Scriitoare. Și a fost redactor șef la Rotterdam Westfalenblatt, un ziar foarte important în mijlocul Germaniei federale de atunci. Și tot timpul cu presa, a crescut, vorbește din străine, băiatul este, sunt foarte fericit. Domnule, înțelegește că mă îndrăzește de la Academiei Partici. Dar eu nu m-am întrebat despre băiatul dumneavoastră. Mi-ați vorbit despre băiatul dumneavoastră. Și atunci eu refac așa o fire a generațiilor. Bunicul dumneavoastră, când ai muzician, de la el ați deprins sufletul de tot. Deci avem bunicul dumneavoastră. Dumneavoastră și băiatul ăsta minunat. M-a să fericită despre faptul că toate drumurile discuției noastre merg la Alexandru, al dumneavoastră, de muzician și e excepțional. Aș putea să iau aici când m-am întors eu. Eu știu, probabil, concert, tatăl și fiul. Am avut concert, am cântat împreună la Palatului cu Balkan Explosion, mai multe producții cu Stelle Nache, cu muzica albinească, că de asta vorbeam și de multiculturalitate, am fost proiecte foarte diferite, cu influență de Kesmar, că vrea să slave, aromânește, grecești. Concertul meu este o mega multiculturală a muzicii românești și balcanici. Dar vorbind de Alexander, eu am vrut să mă întorc foarte tare, mă doresc cu joc în România. Și mama lui Sabine Liban, fiind vorbitoare de german și neavând nici exemple de posibilitate fiind legată de limbă foarte puternic și acolo este top 10, scrie cărți în german. Da, și atunci noi ne-am despărțit. Prietenește, suntem în relații foarte bune, cu toate că distanța și cu el îmi lipsește mai ales. Iată dumneavoastră, trăiește acum? Îmi lipsește, nu în aceeași casă cu mama lui, dar s-a căsătorit și am și un nepoțel. Și-a dat, îl cheamă lui Jonathan. Ca bunicul, ca tatăl, ca străbunicul. Nu, la mine a fost așa o problemă. Tatăl meu a plecat după aceea
să-și iau o moșterie din Austria, cu niște peri și unchiul meu, cu Lise Stărbunicu, că el e din partea austriacă, și-a dus la Viena să-și ia partea lui și nu s-a mai întors în România, că dacă s-a fi întors, Ceaușescu i-ar fi dat banii o parte în Mamilei. Și atunci n-a mai avut și povestea de viața în care a avut tot drumul lui care l-a parcurs. Ai mei s-au divorțat pe perioada când avea 3-4 ani și am trăit la bunici și cu mama. De asta vă spun, am o afecțiune foarte puternică și totdeauna că bunica mea a fost o sfântă. A spălat păcatele la nu știu câte generații. Și am fost foarte atașat de vara fierbinte. Mergeam prin satele lângă Iași, prin porumbul uscat, foșete de porumb uscat, praf și case de chilbis, mirosul ăla și toată asta m-a pregnat atât de puternic. Vă spun sincer că și mulți dintre noastre care aveți familii sau dintre familie plecați în sănătate, pe undeva sunt sigur că e o dorință permanentă și chiar când le vorbesc și al urmei, colegi care sunt micul Covaci care trăiește în Spania, au rămas în relații foarte bune, și-a continuat drumul mai departe cu Phoenix. Eu m-am axat pe proiectele mele personale. Dacă îmi dați voie să vă întreb, legat de proiectele solo pe care noastră le-ați declarat după revenirea în țară, după 1990-92, spuneți-le pe nume și spuneți dacă este unul care vă este foarte, foarte drag. Știu eu, am o listă dragă în fiecare an, mi-am spus și în Germania câte un album, asta înseamnă creație, orchestrație, am stat mult în studiouri și în România, în coacele, când am venit din 90, am interpretat la Cerbul de Aur în 1992 o piesă superbă, videoclip, Waiting for You, care am și cântat-o și, din păcate, atunci am reprezentat Germania. Sau dumneavoastră, n-am văzut. Dar am făcut foarte multe proiecte, foarte multe albume, cu Fabric 4, 5, ce am în spate cu Roșu și Negru, albumele mele personale, Bachița, Iskender, Visul Toboșarului, Angelica, poeme simfonice, care vi le recomand pe YouTube, să, dacă aveți să utilizați de Angelica sau Visul Toboșarului. Este o muzică, până la urmă, de o energie și de o energie înaltă care undeva purifică și creează o stare de bine și miroase foarte puternică România. Asta este o lucrare care a dăinuit în timp și a plăzit din când de când la vechile concerte. Iar acum, mai nou, am făcut acest proiect în colaborare cu Rosa, cu Maia Morgenstern, unde recită niște lucrări proprii foarte puternice. Am compus o muzică de vindecare, o muzică liniștită, o muzică care să te pătrundă și care să creezi o stare de bine și să-ți creezi o speranță. Și, practic, cele două repere ale carierei dumneavoastră ar fi să spun și noastră în calitatea cu ceva mică. Rock-ul, rock-ul, jazz-ul, etno, deși nu vă place termenul, muzica balcanică. Absolut, i-am cântat cu Marius Mihalache, a făcut turneul toată lumea. Iar acum vă regăsiți în această muzică ce interiorizează. Da, am compus foarte mult în ultima vreme. Probabil al maturității, știu eu. Lucrarea asta o găsiți, cred că și pe YouTube, acum, nu știu, cu ajutorul firmei în care lucrăm cu Radu Grosa, o să pună din când în când, din premiera de la Cluj, am s-a lucrat cu Florin Estefan, director operei care a cântat bariton, a fost Ina Baian, sopran, și din cauza pandemiei, sigur, n-am avut orchestră mare, am cântat cu quintet de coarde și un quintet coral, toți tenori, bariton și o muzică, să fac așa ca idee, în ce Evanghelis i-am lucrat în perioada asta de pandemie și se cheamă proiectul Terra Nova, Renașterea Spiritului. Deja spune mult și, na. Mă bucur foarte mult că am realizat și proiectul ăsta, care punem iarăși în scenă. Pare să că nu avem astâmpă și continuitatea asta, ceva freamătul ăsta artistic nu ne lasă să ne liniștim. Pe undeva am spus într-un interviu, eu și când dorm, creierul meu cântă.
suntem într-o continuă. Și am avut o energie puternică de mic, adică vârsta nu are nicio legătură cu vârsta biologică, cu spiritul. Și cred că asta, inocența asta, cu fiind să nu le știi pe toate și să savurezi și să trăiești clipa și momentul să conștientizezi spațiul și locul în care trăiești, să mergi cu ochii deschiși prin lume. E un sentiment plăcut să nu cobori prea mult privirea jos și să te lași bântuit de stafii dintr-o lume paralelă, nu știu, care sunt induse. Mintea ne joacă de foarte multe ori farse și cred că ar trebui cumva un echilibru între minte și suflet și spirit. Și acum se încearcă, e o încercare pe care trecem cu toții, de aceea am spus că trebuie să ne echilibrăm, trebuie să ne regăsim prin cultură. Cultură înseamnă numai muzică, pictură, sculptură, ce știu eu, cinematografie. Cultura unei țări înseamnă să ne păstrăm datinile, obiceiurile, care încet, încet pare să se dispar. Și asta este un lucru grav pentru ce înseamnă spiritul uman. Da, dar toate proiecte sau multe dintre proiecte, eu proiectele dumneavoastră caut și găsesc filonul românismului. Locul acesta de Est Europa cu infuzii balcanice, cu, știu eu, căutări occidentale, cu cum se cădeie asta, legă cu Dionisiacul trăirilor, toate acestea, dar și pentru toate acestea, dumneavoastră, cum ați mai devenit un ambasador prin întreaga noastră carieră al culturii în lume, ați primit aceste, să spun ceva mai oficial, și de fapt este de adevărat, pentru întreaga dumneavoastră activitate, de exemplu, la vârsta de 50 de ani, ați primit, ați vi s-a decernat de către Ministerul Culturii și Cultelor premiul de excelență pentru întreaga activitate. În 2004 ați fost premiat de președinția României cu Ordinul Cultural în grad de cavaler, iar după 3 ani ați devenit ofițer pentru meritul cultural în grad de ofițer. Asta! Maestre, care ați mers și ați vorbit și ați cântat și ați simțit și expresia și când ați cântat totul sau mult despre România, atât de premiat, atât de iubit, spuneți-ne ce apreciați cel mai mult la un om? Cum spuneam, să ne debarasăm de tot ce înseamnă invidie, răutate, agresiune, să încercăm să ne echilibrăm, cum spuneam, și să găsim calea, să nu căutăm tot timpul să intrăm în rătăcire. Că dacă gândești lucruri plăcute și dăruiești, primești când și te aștepți. I-am avut șansa, am avut și lucruri, cred că i-am fugărit toți îngerii și toți care m-au avut să mă apăre, să fie alături de mine, toată lumina care mi s-a transmis, cred că i-am derutat complet în viața mea. Am făcut lucruri din toate direcțiile. Contează să străiești perioada din viață și să nu regăsim până la urmă. Chiar dacă unii dintre noi n-au avut șansă foarte mare. De undeva, să dorești să-ți asimilezi lucruri, să ai contact cu ce înseamnă traiul și viața din România și vorbind în limba română, eu cred că pentru mine asta este un lucru fantastic, că ne leagă foarte puternic, cu toate că suntem din ce în ce mai dezbinați, asta nu din cauza noastră, nu din părerea noastră, din tot ce se întâmplă, din toate transmisiile, din tot ce prelucrăm, din tot ce luăm noi și încercăm să digerăm toate stările astea, trebuie să fim puternici și am spus de fiecare dată, suntem un popor de zburători care nu vom putea fi în cer în piață. Maestre, ați adus în această dumneavoastră, pe lângă mesajul dumneavoastră cultural și toată bogăția sufletului dumneavoastră spus așa, în 10-15, poate 20 de minute, aveți că ați adus cu dumneavoastră un instrument muzical. Un instrument muzical din lemn, de mare simplitate,
Lemnul este viață, trăiește. Îmi amintește de Mesianul, toaca răsună mai tare din seara pe deal. Eu aș vrea să vă citesc înainte să... Toaca și țăndărică, practic, în momentul final al spectacolului nostru despre... E mai mult întâlnire și asta mă bucură că un spectacol în sine de spectacol. Am venit să avem o seară în care se construiam un fluid energetic să ne urmească, să ne creeze o stare de bine și să plecăm cu un gând bun acasă și să respirăm alt aer. Vreau să vă citesc o poezie care mie m-a pregnat și e pentru un moment foarte prielnic. Vreau să mai anunț că opera de Cluj cu Florine Stefan a cântat Tatăl nostru și a bătut toacele și acolo. Toacele a bătut și la Paris, într-o biserică evanghelică, în care a avut un succes, ei nu știau ce, că poate niște lemne, n-au nicio legătură cu spiritualitatea ortodoxă, dar noi, prin muzica care o fac, vreau să spun că realizez o prin multiculturalitate și muzica care pătrunde tocmai spiritul ăsta de a trăi și de a lega un singur Dumnezeu. Și atunci toate religiile și toată lumea o îmbrățișez cu sufletul și aici lăsăm să avem libertatea de a gândi și de a ne mișca într-un spațiu liber în România. Creiază alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, mântuie din valul ce ne pântuie, fii scut de întâlnire și zid de mântuire, privirea-ți adorată, asupra ne coboară, o Maică prea curată și purpurea fecioară. Noi, cei din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm-ne îndurător luceafărului mărilor, ascultă noastră plângerii, regină peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce clară, o Maică prea curată și purpură fecioară.